Secția de pneumologie Scornicești va avea în curând un compartiment pentru recuperare respiratorie. Acesta va fi amenajat cu 10 paturi și va fi dotat cu toate echipamentele medicale necesare. Sunt în demersuri împreună cu doctorița Nicola de la recuperare ca să dotăm cu ce trebuie la partea asta pentru gimnastică, pentru recuperare, cu aparaturile necesare. Și sper să rezolv cât mai repede zilele astea. În noul compartiment medical vor fi tratați pacienții cu diferite afecțiuni respiratorii, dar și cei post-COVID. În prezent, la Scornicești sunt internați 5 pacienți care au învins COVID-ul, dar au rămas în continuare cu plămânii afectați și au nevoie de recuperare medicală. E vorba de toți pacienții respiratori, deci cei care sunt PPO-ciști, astmatici, vei. Deci sunt multe afecțiuni care pot să beneficieze de problema asta de recuperare respiratorie. Dar referindu-ne la cei care au avut COVID, cam cât sunt? Eu momentan aici am vreo 4 sau 5 pacienți care sunt internați acum și sunt post-COVID. Pacienții post-COVID au nevoie chiar de mai multe episoade de internare până se recuperează complet. Specialiștii spun că majoritatea pacienților vindecați își recapătă aproape în totalitate funcția pulmonară, însă există și cazuri în care această funcție este redobândită parțial. Este cazul celor care au avut afectare pulmonară în proporție de 70-80%.